Bianca Gelber a reușit la Tokyo cea mai bună performanță a atletismului românesc la o ediție a Jocurilor Olimpice din 2008 și până în prezent. Clasată pe locul 6 în finala de la aruncarea ciocanului cu o performanță de 74 de metri și 18 centimetri, sportiva legitimată la clubul Steaua București a făcut concursul carierei, fiind la doar 1 metru și 31 de centimetri de mult dorita medalie. Bianca, cum ai caracterizat experiența ta la Tokyo? A fost o experiență unică, chiar dacă e a treia participare la Jocurile Olimpice. A fost o olimpiadă atipică, din punctul meu de vedere, pentru că a fost această pandemie. Mi-a plăcut foarte mult, indiferent de toate regulile care au fost acolo. Locul 6 la aruncarea ciocanului cu o performanță de peste 74 de metri, rezultat excepțional. Te așteptai la o astfel de performanță? Este un rezultat foarte bun. Sincer, nu m-am așteptat, dar mi-am dorit. Antrenoarea mea, Mihaela Melinte, tot timpul mi-a spus de acasă că sunt foarte pregătită și 74-75 de metri sunt pregătită să-i dau. Dar mi-a fost prea frică să gândesc atât de departe. Dacă ne uităm la rezultatele din ultimii ani, e cel mai bun rezultat al atletismului românesc la o ediție a Jocurilor Olimpice din 2008 și până azi. Da, așa este. Am observat și eu lucrul acesta. Îmi pare rău că sunt eu cea mai bună sportivă deocamdată. Mi-ar fi plăcut să fim toți care am fost acolo la atletism și nu numai, să venim cu medalii și cu un loc cât mai în față. Dar, din păcate, acesta este sportul și trebuie să ne adaptăm. Cât de mult te-a afectat și cât de mult a contat lipsa antrenoarei Mihaela Melinte de la Tokyo? A contat foarte mult și m-a dat înapoi, să zic așa, că nu a fost lângă mine, dar ea m-a susținut de acasă și m-a încurajat și mi-a transmis putere și forță. Crezi că cu dânsa alături puteai să arunci mai bine și să te apropii de podium? Noi zicem că da. Dar nu se știe. Oricum, e bine și locul 6 pe care am venit, dar era, vă dați seama, zicem noi, mult mai bine dacă era alături de mine și de colegul meu, Alexandru Novac. Atleta în vârstă de 31 de ani a fost lipsită la Tokyo de suportul antrenoarei Mihaela Melinte, care a încurajat-o în permanență prin telefon de la Bacău. Cum apreciați rezultatul Biancăi la Tokyo? Prin munca depusă, după 2 ani și jumătate împreună, un rezultat extraordinar, vă dați seama. Acest rezultat mi-a dat un impuls și cred că vom ajunge departe împreună. Ce pot spune? Sportiva să bată recordul antrenoarei ei. Deci asta îmi doresc foarte mult. Vă dați seama ce bucurie ar fi în momentul ăla când sportiva își depășește antrenoarea. Cât de dezamăgit ați fost de faptul că ați lipsit de la Tokyo și cât de mult a contat acest lucru în economia concursului? Într-adevăr, am fost foarte dezamăgit de la început că nu am putut fi dusă acolo, dar mi-a trecut pe parcurs, ținând cont că Bianca și-a făcut personal best 74-18. E aproape Parisul, peste 3 ani sperați sau vă gândiți la o medalie cu Bianca? Parisul este foarte aproape, 3 ani nu sunt mulți, dar în 3 ani putem progresa foarte mult, adică să-mi depășească recordul, să ajungă să dea, eu i-am și spus, aștept de acum 78, nu mai aștept 74 cum am vorbit până acum și bineînțeles aștept acea medalie pentru care mie nu mi s-a dat când a trebuit. Și să vă spun drept, nu mai vreau o singură medalie, vreau două. Revenită zilele trecute acasă, Bianca își petrece vacanța alături de familie, iar apoi se va întoarce în țarcul de aruncări. Peste 3 ani, la Paris, vrea să-și împlinească marele vis, o medalie olimpică. Cum te-au primit cei dragi acasă la sosirea în țară după această performanță? Sincer, am fost surprinsă. În aeroport mă aștepta soțul meu, antrenoarea mea, Mihaela Melinte, și colegii mei, unii colegi din atletism și cei de la COSR și presa. Am fost foarte emoționată, sincer am plâns și mă bucur foarte mult. Acasă te așteaptă cineva drag? Ce poți să-mi spui despre fetița ta? Fetița mea mă așteaptă maxim acasă. Tot timpul mi-a spus că mi-a pus întrebarea când vii mami acasă. Și am zis, mami, mai durează puțin. Și acum se va îndeplini această dorință a ei să ne revedem și să ne strângem în brațe. Te gândești să o îndrumi și pe ea mai târziu pe acest drum spre sportul de performanță? Mi-ar plăcea. Acum depinde de ea ce vrea ea să decidă pentru viitorul ei. Eu o să o sprijin și o să o încurajez indiferent de ce va vrea ea.
Ce urmează pentru Bianca Gerber în următoarea perioadă din punct de vedere profesional? Deocamdată voi face o mică pauză, să-mi revin după atâta muncă, trebuie și răsplată, nu? Voi începe sezonul în septembrie pentru la anul, mă voi pregăti pentru campionatul mondial care va avea loc în America și campionatul european din München, din Germania. Parisul e departe? Sincer, nu. Timpul trece foarte repede și după rezultatul acesta am încredere că va fi mult mai bine. Ești optimistă că ai putea obține o medalie acolo la Paris peste 3 ani? Da, chiar îmi doresc asta și pot spune asta pentru că m-a ambiționat, v-am spus, foarte mult acest rezultat și mi-a dat un impuls să muncesc mai mult și să sper la mai mult.